Bună, ori și sunt bucătar din plăcere, mă bucur să vă văd. Astăzi vă voi arăta cum puteți realiza arhicunoscutul langoș. Știți voi chestia aia pe care mâncăm de când suntem mici până la bătrânețe și tot nu ne plictisim de ea. Marele avantaj este că puteți combina cum vă dorește inima. E perfect atât cu mujdei cât și cu ciocolată, de la brânză sărată până la dulceață. Eu sper din suflet că o să vă placă, dacă da, să nu uitați să vă abonați la canal, să ne întâlnim și data viitoare pentru o rețetă simplă, dar wow! Pentru aluat vom avea nevoie de lapte, drojdie, sare, făină, zahăr pudră, gălbenușurile de la 2 ouă și unt. Când e gata, putem servi cu mujdei sau cremă de ciocolată. Amestecăm drojdia cu 300 ml de lapte călduț, cu o lingură de zahăr pudră, punem peste o lingură de făină, încercăm cât mai uniform, și punem deoparte până când începe să crească. Adăugăm la făină sarea, gălbenușurile de ouă, adăugăm amestecul de drojdie, eu l-am lăsat să crească cam 10-15 minute. Începem să amestecăm. Adăugăm restul de lapte. Adăugăm untul topit, dar nu fierbinte. Și amestecăm în continuare. Punem cam o lingură de făină peste. Acoperim cu o cârpă de bucătărie. Și punem deoparte cam 10-15 minute. Ne ungem degetele cu ulei. Luăm o bucată de aluat. Și întindem la dimensiunea dorită. Punem la prăjit în uleiul încins. Când e gata, punem peste mujdeiul. Putem pune și cașcaval ras după gust. Sau cremă de ciocolată. Dar eventual nu pe aceeași. Sau după gust. Depinde cum vă place. Și cu asta, langoșurile sunt gata. Voi pe care le alegeți? Eu sper din suflet că v-a plăcut. Dacă da, să nu uitați să vă abonați la canal. Să ne întâlnim și data viitoare pentru o rețetă simplă, dar wow!